Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, vorbim în această seară despre Rugby-ul Constanțean, despre viitorul acestui sport, de fapt, pentru că prezent, din păcate, aici în municipiu nu prea avem, cu președintele celor de la Tomitani, prezent din nou aici la noi în arena locală și îți mulțumesc că accepți mereu invitația noastră. Bună seara și bine v-am regăsit. Avem astăzi un subiect destul de greu, pentru că nu știu dacă trebuie să vorbim de trecut, de prezent sau de viitor. Prezentul există printr-o categorie de under 19 de excepție. Vorbim care, de cea de la LPS? De la liceu cu program sportiv, care duminică la ora 11 va juca finala împotriva celor de la Dinamo și pe această cale le urăm succes, le ținem pumnii să aducă titlul la Constanța. Deci prezentul există la juniorii mari. Din păcate, la seniori, povestea rugby-ului Constanțean s-a terminat în 2021, în octombrie, când finanțarea s-a încheiat, finanțarea de la Consiliul Local, de la primărie. Și acum, în momentul de față, așteptăm ca CSM-ul, care a fost constituit, să preia, sperăm, echipa de under 19 și să o ducă spre seniorat sub titulatura CSM-ului. Bun, un alt prezent actual, să spun așa, este și echipa CS Năvodari, care ne reprezintă acolo unde ar trebui să fi fost și Tomitani. Și Tomitani, da. Acum, faptul că au câteva rezultate mai grele. Bine, au început bine, cu două victorii, dar au venit meciurile alea adevărate. Nu cred că pune o anatemă pe ei, pentru că să înțelegem, sau cel puțin așa văd situația din exterior și uite, e interesant să vedem cum percepe situația un om din interior. Echipe precum Tomitani, precum Năvodariu, precum Gura Humorului, precum Suceava, practic au salvat rugby-ul românesc într-un moment în care altă soluție nu mai era. Rămâseseră câte? 4 echipe, nu? Baia Mare, Timișoara, Steaua și Dinamo, pentru că Clujul e... Da, n-a dorit să participe. N-a prea dorit. Și e clară treaba că nu vreau să participe pentru că nu mai existau Tomitanii. Adică ei nu mai aveau cu cine să joace și să aibă un moment de respiro. Ei exact. Încasau bătăi pe linie. Adică 100% nu acumulau niciun punct. Știu că mi s-a întâmplat treaba asta în sezonul 2020-2021. Bun. Și acum, de ce sunt fane rugby-ului care aruncă cu noroi în munca unor oameni? Și nu se întâmplă numai la Constanța. Atenție! Să ne uităm pe pagine de socializare să vedem la Suceava ce se întâmplă și în alte părți. Când acești oameni au venit și au salvat practic ce se mai putea salva, nu este vina lor că noi avem doar 4 echipe în țară. Deci fără ei se desfința rugby-ul în România. Așa vă și eu. Nu, sigur, tot asta aveți dreptate. Deci comasarea celor două ligi a fost singura soluție. Singura soluție pentru că la momentul actual echipe precum Năvodariul se luptau la primele locuri în DNS. Da. Și acum se vede diferența între amatorul din DNS și profesionistul din Superliga. Și aici este o problemă. Superliga cu bani, Superliga Clujului și a Tomitanilor fără bani, care se băteau unul cu celălalt și rezultatele o arată de 3 ani de zile Cluj-Tomitanii 5 puncte, 3 puncte, 7 puncte. Și vedem acum ce se întâmplă cu Clujul la Suceava 130 de puncte. Vedem ce se întâmplă cu Năvodariul la Steaua și la Dinamo 200 de puncte în două meciuri. Deci e clară treaba că ei fac tot ceea ce ține de ei ca această competiție să stea în picioare. Iar pe de altă parte ei așteaptă meciurile cu care au fost obișnuiți. Exact. Cele din DNS. Da. Ei nu pot mai mult. Noi nu trebuie să îi acuzăm pe ei că au încasat 100 de puncte pentru că atunci când au votat sau când s-au dus la Federația Română de Rugby, știau ce se va întâmla. Și cu toate astea au spus, domnule, trebuie să dăm o mână de ajutor rugby-ului românesc. Pentru că știau ce se întâmplă și dacă nu ridicau mâna. Știi exact, dar știau la ce se înhamă.
Deci ei nu s-au plâns, domnule, am luat 100 de puncte, știam că iau 100 de puncte. Ei să nu iasă accidentați, să iasă întregi de pe teren și să dea bunul de Dumnezeu să termine. Aici e... Pentru că bugetul este mult mai mare, sunt mult mai multe deplasări. Deci gândiți-vă că Tomitani au avut în 2020-2021 un milion de lei. Da? Buget. Și sunt echipe care poate au un milion de euro în România. Salariile de amatori sunt salarii muncă plus ceva de la club ca să te mențină acolo lângă echipă. Da? Și sunt salarii și condiții de high class acolo sus, da, unde ne-am obișnuit. Și acolo sus la nivelul României. Pentru da. Că dacă apoi vrei să și ieșim un pic așa, să aruncăm un ochi prin Europa, ne întoarcem cu el vânăt. Păi ne-am mai dus pe acolo. Și știm tot, 100 de... știm ce se întâmplă. Adică e clară treaba. Adică acum rugby-ul față de orice alt sport chiar într-un moment zero. Dacă nici din momentul ăsta nu mai schimbăm ceva, păi mai jos unde să mergem? Nu, n-avem unde, că sub noi acum gata, nu mai e nimeni. Adică sub această ligă nu mai este nimeni și trebuie să facem foarte repede alimentarea acestei ligi cu cele 4, 5, 6 echipe de Under 19 care au arătat bine de tot în acest campionat. LPS-ul, Gura Humorului, Steaua, Dinamo, Pantelimon, echipe, v-am spus acum 5-6 da, care da. S-au terminat scorurile. Eu vă spun că am fost la meciuri. Eu sunt iubitor de rugby în continuare și sunt tare pasionat de fenomen și mă duc să văd LPS-ul. Se termină 7 puncte, 3 puncte, 5 puncte, adică sunt acolo toți copiii ăștia. Toți copiii aceștia. 20 de copii ori 5 echipe sunt 100 de sportivi care trebuie foarte repede motivați să rămână în rugby-ul românesc. Dacă acești copii peste câțiva ani de zile vor primi ajutorul din spate a celorlalți, atunci lucrurile vor merge mai bine și s-ar putea la un moment dat să existe echipe care să facă iar o superligă și să existe echipe care să spună, domnule, e mult prea mult pentru mine și hai să mă întorc acolo unde mi este locul la amatori. Ar trebui venită, ar trebui federația să vină și să introducă o lege, cel puțin, nu știu, un copy-paste de la Federația Română de Fotbal cu, nu știu, domnule, haideți să avem 6 jucători sub 21 de ani. Și spun și de ce, pentru că eu stau și mă întreb, ce logică are să dai câte un milion de euro pe an, da, bugetul celor de la Baia Mare, pentru un titlu în care te lupți, practic, când te lupți cu 3 echipe, ești fericit. Da. Seara te duci și bei. Dar nu te lupți cu 3 echipe, te lupți cu una, maxim 2. Și când ieși afară, nu te mai lupți cu nimeni. Adică la handball, de exemplu, înțeleg fenomenul, da? Jucăm finale, suntem acolo, vorbesc de handball fete. La handball băieți e mai complicat, dar și Dinamo, uite, investește, dar investește cu un scop. Da? Anul viitor vrea top 12 la handball masculin. Ok, acolo înțeleg investiția. Dar aici, ca să iei un campionat, cu tot respectul pentru jucătoria, să nu mă înțelegi greșit, dar bați nu două înțeleg, echipe. Nu te înțeleg. Adică două echipe, cred că dacă mă chinui și eu găsesc niște oameni să bat. N-am vrut să mă pronunț niciodată pentru că nici nu mi-a fost cerută părerea, dar pot să-ți spun acum ție și prin această emisiune pot să-mi spun gândul. Dacă jucau echipele cu străini, cu echipele cu români, da? Baia, Dinamo cu Năvodari. Năvodari, câți jucători străini ai sau noi? N-am. Bine, atunci și Dinamo obliga, bă, nu juca cu străini. Da, sau așa. Nu juca cu străini. Joacă ăia români, joacă cu ăștia tăi, dar numai români, că au destui. Exact, au destui. Da, și atunci, foarte bună idee. Joacă între Baia Mare cu Timișoara, foarte bine. Aveți străini, jucați între voi cu ce echipe vreți voi. Dar cu ăștia care au venit săraci lângă cei bogați, de ce să facem... Care-i scopul? Adică care este bucuria? Eu mă gândesc și la acele jucători. Da, știu. Nu-l poți motiva.
Deci nu poți motiva nici pe cel amator să se ridice la nivelul că știe. Nici pe la profesionist. Nici pe la de profesionist să-i spui toată săptămâna antrenează, că totuși e un meci și ia-l ca atare. Bine, el o să zică bine. Dar el știe că... Doar nu o să zică pleacă acasă, că nu-și mai ia banul. Exact. Dar el știe că... Că practică la un antrenament. El știe că nu rezistă adversarul. E ca la cum m-aș bate eu cu Bunieschi. Da. Păi poți să-mi spui tu mie că tot două mâini, două picioare are și el a dat degeaba. Adică exact. E aceeași treabă. Nu merge. De-aia vă spun, trebuie să alimentate echipele cu acești copii, câți ori fie ei, care termină under 19 și de aici momentul ăsta zero să existe. Generația 2002-2003 să se pregătească 2004 pentru campionatul european care va fi acum în octombrie, să facă rezultate foarte bune pe plan internațional, ca lumea să înțeleagă că se muncește, să atragem copiii și să le prezentăm părinților și oamenilor, instituțiilor, că rugby-ul la nivelul de under 19, under 18 produce și atunci cu siguranță se va investi și în acești copii. Noi avem o problemă, că vrem să investim în copii, dar nu ne gândim la bazele sportive. Noi vrem să-i atragem pe copii la sport, dar nu le oferim mai absolut nimic. Și atunci știu părinți care au venit și au spus, domnule, eu nu-l duc la Badea Cârțan, pentru că acolo este foarte nasol terenul. Faceți aici și domnule, noi nu putem acum, în momentul de față, nefiind finanțați și descurcându-ne singuri, decât generația 2008, 2009, 2010 să o ducem în spate, pentru că ne este foarte, foarte greu să și întreținem baza. De 5 ani de zile facem treaba asta. Nu ni s-a dat nici o dată nici un ajutor financiar pentru întreținerea bazei din primăverii numărul 2. Doar omul Adrian Istrate, care de fiecare dată când ne-a cerut bani să plătim lumina, iarna 7.000-8.000 de lei și gazul la fel, a venit și ne-a ajutat și am ținut baza în picioare. Ca și dovadă că acum ea funcționează. Ca și dovadă că liceul cu program sportiv de fiecare dată vine și joacă în primăverii și toate aceste evenimente de la cu antrenorul de la Cumpăna, cu Nucu Codea, cu, unde au adunat zeci de copii, unde toată lumea ar dori să investească, dar dacă nu este un cadru legal, o bază luată, administrată, cu cheltuielile la zi, cu tot, atunci și părinții sunt reticenți așa să-și aducă copilul. Tocmai de aceea sperăm să se întâmple, să dărâme stadionul, să facă stadionul, să-l ia, să-l facă sala, să se întâmple ceva pentru atragerea sportivilor, copiilor, pentru că odată ajungi la acest nivel, frumosul va învinge. Adică când o să deschizi o sală, am postat, cred că de la tine, am și luat de la Cluj 10.000 de oameni la un meci de basket, nu? Corect. Da. De la tine l-am. 10.000 de oameni români au deschis ușile unei săli de sport și au umplut-o până la refuz. La un meci. Da, de se poate. Dacă îi alimentezi cu dacă ceva, ai o strategie, dacă ai și performanță. Și performanță. Și dacă ai și tradiție. Ne aducem aminte de handbal. Da? Când jucam cu Barcelona. Trebuia să ne mutăm din oraș să ne ducem la Buzău. Dar am fost la Buzău și veneau toți după noi. Asta este. Adică majoritatea care veneau la sala sportilor au fost și la meciurile cu Montpellier de la Buzău. Asta spun că am fost la ambele. Gândește-te că handbalul poate produce din nou 5.000 de spectatori în noua sală, care e în construcție la Badea Cristian. Da. Se poate, dar trebuie foarte mult muncit, pentru că HCM-ul, de exemplu, da, era echipa Constanței. Acum, de exemplu, am avut Final Four și nu știu dacă au fost 900 de oameni, dar eu zic că sunt mulți 900. Nu, n-au fost, că am fost la meci. Și am văzut competiții de amatori, de futsal, de exemplu, care la finală au avut 1.000. Da. Bine, aici este altă discuție. Hai să revenim puțin la rugby. Viitor avem. Dar avem viitor în orice sport. Problema e că noi nu prea știm ce să facem cu viitorul ăsta. Ne cam blocăm. Adică când vedem atât de mulți copii, pare că ceva se rupe undeva. Ei sunt foarte mulți la bază. Da. Piramida, ea există cumva. Toată lumea își leagă speranța de acest CSM. Deci toată Constanța
acum în momentul de față doar lucrul acesta îl vede, acesta este promovat și de aici toate secțiile cu tradiție, handbal, volei, rugby, fotbal, nu știu, toți. CSM-ul nu are fotbal, fotbalul va rămâne. Fotbal și futsal, nu are, în rest, chiar are toate secțiile. Da. Deci acest CSM ar trebui să vadă, să cheme fiecare secție și să vadă exact ce păstorește fiecare la momentul acesta, cine a făcut rezultate de la un moment zero până la momentul actual și să înceapă să pună pe picioare o strategie pentru mediu și lung. Nu poți pe scurt, n-are cum. Nu poți să iei, să aduci la rugby. Eu am dat jucătorii la Năvodari. N-am avut ce să fac. Au plecat la Steaua, au plecat la Dinamo, Ciocoi, la Dinamo. Da. A plecat Burdujea, care a fost junior, senior de la liceu program, a plecat la Steaua. Chiriac a plecat la Timișoara. Adică 12-13 sportivi români crescut, adică păstoriți de Tomitani, sunt în campionat. Deci ei există cumva. Nu putem să aducem străini. Noi am avut 6 străini, 7. Da? Da. Sunt echipe care au 15, 20 de străini. Aici este problema. Nu putem să facem ceva artificial așa. Că noi, în mod normal, avem echipa asta de 19 ani, o punem la seniori, aducem 10 străini, 15 străini, îi cazăm, le dăm de mâncare, îi punem în trei și joacă. Dar se pierde o generație. Asta e. Nu poți să joci cu cei... nu poți să joci la rezultat decât dacă îi bași pe cei aduși din străinătate. Dacă vrei să crească sănătos, vei aștepta meciurile cu Năvodari, cu Petroșani, cu Suceava, cu acești tineri. Și trebuie să-ți asumi cumva competiția cu Steaua, cu Dinamo, cu Timișoara, cu Baia Mare. Trebuie să-ți le asumi. Da, nu știu dacă CSM poate să aștepte ca eticheta asta să fie pusă când o să ia bătaie, sigur, 100%. Vor fi rezultate. Da, cu siguranță. Și atunci nu știu. Nu știu dacă se poate sau nu se poate să ai atâta răbdare. Conform minimelor comunicate de presă care apar dinspre CSM, CSM-ul se dorește a fi, în primul rând, un magnet de atragere a copiilor. Iar dacă vrei să atragi copiii spre rugby, pentru că ați vorbit despre rugby, așa faci. Da. Pentru că eu sunt 100% convins că la un meci se va numi CSM Constanța, da? Dar practic va fi LPS plus poate, nu știu, doi jucători de la Cumpăna, unul de la Năvodari, habar n-am de unde hotărăște cine va fi antrenor să-i aducă, da? Da. Va atrage foarte mulți oameni, pentru că am văzut ce a fost la semifinală. Da. Da, vorbim de semifinala LPS-ului, cea de duminică. Da. Indiferent unde joci și dacă ești băiat deștept, poți să joci cumva, nu știu, la Hagi. Dar eu spun un lucru. Cumpăna are echipă de juniori, sunt toți din Constanța. Da. Tomitanii au, sunt toți din Constanța. Ovidiu au, toți din Constanța. Cogălnicianu lucrează, toți din Constanța. Năvodariu are din Constanța. Cleopatra are liceul în spate, Igheduca are o parte din jucători, sunt din Constanța, pentru că intră la liceu. Da? Deci v-am spus 4, 5, 6 structuri a 20 de copii, 25 de copii, nu plus știu. Părinți? Plus părinți înseamnă, da. O mie de oameni. Plus foștii rugbyști, plus... Da, care ei vin și apreciază că încă există. Exact. Deci noi nu am renunțat pentru că... Nu finanțare. Finanțarea a fost o problemă la seniori, dar la juniori. La juniori nu este o problemă foarte mare. Copiii ăia nu-și cer salarii, nu-și cer camera la hotel, nu-și cer multe, multe și multe lucruri. Deci era în primul rând pasiune. Da, ei vin să se joace. Părinții îi aduc, îi scot din casă, îi vor terenul ăla să arate ok și să-i lase pe teren și să se joace. Nu interesează rezultate, nu interesează. Deci părinții, chiar am văzut acum părinți deschiși către mișcare. Nu către înalta performanță a unui copil de cum avem noi clasa 5-a, clasa 6-a.
lasă-mă în pace să alerge. Mă bucur foarte mult că alerge. Da. Pentru noi asta este important, să-i scoatem din casă, să-i facem cumva să iubească mișcarea și sportul. Le-am spus de fiecare dată, trei lucruri țineți minte, familia, școala și după aceea sportul. Iubiți-vă părinții, învățați foarte bine și după aceea veniți să faceți mișcare. Cam asta e toată, aici se învârte totul. Și la rugby, na, acum, dacă generația asta de under 19 nu se va pierde, în spate se va lipi pentru că este 2002, 2003, 2004, dar noi nu avem decât un copil 2002 pe Burduja, care este deja sub contract cu Steaua, deci 2003, 2004. Ea poate juca și la anul 2003, 2004, 2005. Cu siguranță performanța este... cel puțin finală. Da. Sau cel puțin semifinale. Da, exact. Primele patru locuri sunt asigurate. Noi aici trebuie să înțelegem că atât Cumpăna, cât și CFR-ul au generațiile care se lipesc imediat după 2003, după 2004. Au 2005-2006. Adică sunt două structuri care și ele lucrează să se lipească cumva de vârful piramidei și în spate noi, eu, Ovidiu, v-am spus, 2008, 2009, 2010, adică deja vorbim de la 2003 până la 2010, pe 7 ani de zile, copii care alimentează tot timpul o echipă. O echipă de Constanțe. Sau o echipă a Constanței. Aici... Eu n-am avut șansa asta când am avut Omitanie atunci când am terminat Under 20 la DNS. N-am prins finanțare atunci. N-a fost așa. Am fost la Consiliul Județean unde era pe legea 350. Acolo nu poți să dai salarii, nu poți să dai absolut nimic. Erau premier 300 de lei, 500 de lei. Adică n-am mers. Și după aceea când am intrat la finanțare a trebuit că au plecat, i-au luat Baia Mare, Lămboiu, Alexe, Sală, toți s-au dus către Strătilă, la Steaua, au plecat și a trebuit să, ce să facem? Să aducem străini, că nu mai erau în spate. În spatele nostru nu a fost o generație 1999, 2000, 2001, să ne sprijine. Înțelegi? Aici a fost ruptura. Și de aia nici mie nu mi-a... Na, nu că nu... plac jucătorii străini pentru că ei dau spectacol. Dau culoare jocului. Spectacolul este asigurat. Bine să ai 2-3 străini de la care cei mici, între ghilimele, că la 19-20 de ani nu prea mai ești mic, dar înțelegi ce vreau să spun, să se uite. Merge. Da. Știi, eu am trăit experiența. Eu am terminat campionatul cu ajutorul unui prieten rusen care a adus niște jucători străini până să se acomodeze, până să nu și-au luat bătaie 2 meciuri, 3 meciuri, s-a terminat toată povestea aia imediat. Adică și aici trebuie lucrat. Nu, ei, ei nu se cunoșteau între ei. Eu am crezut că sunt niște tipi care se cunosc. Ei s-au văzut la stadion în primăvară și au făcut cunoștință acolo. După aceea mi-am dat seama că săracii nu aveau cum să facă performanță sub nicio formă. N-aveau cum. Dar am terminat în picioare, am terminat campionatul, toată lumea, domne, o ne tragă ea țeapă pe acolo, nu mai vin, nu se mai prezintă. Ne-am dus până în ultima etapă la Cluj. A fost totul ok. Cu părere de rău, le-am anunțat pe cei de la federație că nu mai există o continuitate în finanțare din partea autorităților locale și atunci singura soluție asta a fost. Deci nu au avut ce să facă cei de la federație. Au așteptat până în ultimul moment. Numai că finanțările erau iulie-august, noi am avut campionatul până în octombrie și tocmai de aceea n-am putut să intrăm, nu că nu a vrut primăria. Nu aveau cum legal să ne dea bani. Nu a fost o rea intenție a primăriei, ci pur și simplu nu s-a putut. Bun, nu s-a putut, dar se poate. Sigur se poate acum. Adică nici nu mă gândesc la să nu se reia activitatea ruibistică, pentru că din 2000, are 60 de ani tradiție, adică ducem în spate titluri și până la urmă, na. Ruibiul la Constanța, așa cum spui tu, atrage foarte mulți oameni. Doar când a fost semifinala cu Gura Humorului,
m-am uitat și am retrăit momentele când erau Tomitanii la Under 19, Under 20 și era fix identică imaginea cu foarte multă lume care venea să sprijine copiii Constanței. Și mai este un lucru, la rugby vin oameni care cunosc acest fenomen. Da, sigur. Foarte important. Sigur. Apreciază și vin și la următorul meci, și la următorul. Îți înțeleg, dacă ai pierdut, nu e niciun fel de problemă. Ei știu ce înseamnă treaba asta. Rugby-ul, într-adevăr, este pentru cunoscători. Nu cred că o să oprească cineva pe primăveri și eu un meci de rugby de să mă uit, că nu-l înțelege. E ca și cum aș duce eu la hockey. Nu știu de ce se joacă prin spate, prin față. Nu știu. N-am nicio... Da? Și atunci nu cred că aș putea să mă uit la ceva ceea ce nu înțeleg. Copii avem, infrastructură vom vedea. Da, nu putem noi să discutăm despre asta. Nu suntem noi în măsură. Exact. Din tot sufletul. Bun. Să existe. Și toată lumea se uită către CSM. Da, toți ochii sunt ațintiți către CSM. E o presiune mare pentru CSM în momentul acesta. Dacă la București, de exemplu, presiunea este doar la vârf și nu se uită cam nimeni ce e jos, da. La noi este total invers. Că dacă nu avem vârf, unde n-ai să te uiți? Da, te uiți jos. Dar sper să nu greșim cum a greșit CSM București. Pentru că CSM București, la voința, să zic așa, între ghilimele, a primarului de atunci, a spus de astăzi nu mai avem rugby, basket, camera, nu știu ce le-a spus. Deci de a doua zi, băi, gata. Terminați povestea și închideți. Adică, da, așa s-a întâmplat, de exemplu, și la Buzău. Aduți aminte? Și la Buzău, exact. Da? Că eu am jucat, da, noi am jucat cu... și am luat jucători de la Buzău, i-am luat cu mașina, ne-am dus la ei, că nu știu ce să facă. Asta dă o notă de ce? De... Tot timpul un club sportiv municipal va sta la mâna primarului, asta este clar. Da, și a Consiliului Local. Și a Consiliului Local. A primarului, în mare, da. Că cam aceeași culoare, mai mereu, da. Așa, rar, cred că în țară avem, nu știu, da. PSD, primar, PNL, Consiliul Local. Da, abar, aici este nota de seriozitate cu privire la continuitate. Dar noi avem un atu față de CSM București. Avem foarte mulți constanțeni la orice disciplină vrei tu. Da. Dacă o iei de la oină, da. Mergi prin tenis, mai ales la tenis de masă, unde-s cu miile. La tenis de masă suntem pe departe. Da? Și ajungem la rugby. Da. Adică presiunea ar trebui să fie, din partea comunității vorbesc, ar trebui să fie enormă. Adică nu cred că un primar, oricare ar fi el sănătos la cap, ar ucide un CSM în Constanța, când sunt atât de mulți copii, că atunci ori îl ucide la a doua zi după ce ia mandatul, ca să mai uite lumea în 4 ani, că dacă îl ucide înainte de alegeri, păi, eu nu văd filmul ăsta, adică nu mi pot să-l imaginez, știi cum e? Da, și eu mă gândesc că odată dat drumul la acest proiect, la CSM-ul ăsta, Constanța să aibă la fiecare disciplină rezultatele care pot duce la un moment dat atragerea și a altor sportivi de top către exact. Acest oraș. Adică noi să muncim, dar alții să râfnească, să vină la Constanța și să fie tare, tare mândri că Constanța este pe primele locuri la toate disciplinele. Că noi chiar așa am fost. Da. Deci noi acum chiar Constanța... Galațiul la sporturi de echipă are 2 titluri anul ăsta. La volei masculin și la futsal. Da, la volei. Da. Vorbind de nivel de senior, da, ca să ne înțelegem, că după aia iar spune lumea, dar domnule, Academia Hagi joacă finala Under 19, aia sunt juniori, la fel cum joacă și LPS-ul, nu calculăm alea, calculăm seniorii. Noi n-avem o finală anul ăsta la seniori. Nicăieri. Avem o supercupă prin HCDS, dar supercupa la handbal e așa, un trofeu că trebuie să înceapă campionatul cumva sau sezonul. Da. Adică e foarte dureros. Deci de aici trebuie să pornim. De unde spui? De la copii. De la copii. De la... Să-i vedem pe cei de 18, 19 ani, 20 de ani, la ce stadiu sunt, unde sunt în competițiile lor și acolo, da, trebuiesc pus și oameni care să îndrume către în alta performanță. Bun, în ultimele 30 secunde, ce mesaj ai pentru iubitorii rugby-ului din Constanța? Mesajul este simplu, să aibă încredere că rugby-ul la Constanța nu va muri niciodată atât timp cât sunt oameni cu pasiune demonstrată
și speră ca în 2022-2023 din nou pe scena rugby-ului românesc să fie o echipă de seniori. Îți mulțumesc și te mai aștept aici la arena locală. Doamne și domnule, aveți grijă, unui cheminat. Numai bine!